Bine v prieteni. Ați văzut discursul președintelui Iohannis vis-a-vis -vis de ce s-a întâmplat la uh, Tușnad, vis-a-vis -vis de acea, uh, nu știu cum să zic, abordare a rasei în discursul politic al lui Victor Orban. Trebuie spus, fără niciun echivoc, a vorbit despre rasă în secolul 21 este înspremântător. De ce? Am trecut printr-un secol 20 în care, uite că un mijloc de secol 20 s-a conturat uh, foarte, foarte sângeros în jurul ideii de rasă. Dar am zis, ok, ați văzut cu toții uh, discursul bun al lui Iohannis, discurs în care iarăși spunem, fără niciun echivoc, cu cea mai mare fermitate se dezavoiază ideea de rasă în discursul politic, dar am zis, hai să mergem să înțelegem un pic de unde, până unde, Vine cuvântul ăsta rasism. Pentru că sunt un pic nelămurit, nu înțelegem pur și simplu de ce este extrem de urât, extrem de periculos să folosim cuvântul rasă în ceea ce discutăm în politică, în economie, în geopolitică, în ce vrei tu. Și o să vezi că ajungem de la Aristotel până la astăzi, invazia Rusiei în Ucraina. Cel mai, cel mai primul Cunoscut să zic așa. Primul cunoscut care a dus un pic ideea către, nu neapărat n-a folosit cuvântul rasă, dar către unicitatea e, comunității. Da, până la urmă există o legătură semantică între unicitate și rasă, dar a fost culmea Aristotel, cel care spunea, domnule, toți aceia care, care nu sunt greci merită să fie slavi. Slavi, pentru că. Uh, uite, au o anumită conformație, au trupuri puternice, dar cu mintea stau mai slab, aș că sunt născuți să fie sclavii noștri ai grecilor. Bun, sigur, acum nu putem bănui pe Aristotel de, uh, 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 cum să zic eu, de derapaje doar pentru că privim cu ochii secolului XXI. Cea mai mare greșeală este să privești cu ochii de acum istoria de atunci. Dar, dacă vrem să facem o... O mică istorie a rasismului, de acolo va trebui să începem, de la unicitatea comunității, de la uh, uh, ungerea divină a comunității în contradicție cu ceilalți care nu merită decât să ne fie, așa cum zicea Aristotel, sclavi. Bun. Mergem mai departe, repede, repede, repede până pe la uh, Darwin. Bă, Darwin au venit și o zis, băi, băieți, evoluția speciilor etc., etc., doar că de la el s-a dezvoltat, el neavând vreo vină în asta, darvinismul social. Adică, băi, spun eu autoritatea, de obicei statul, care este evoluat și care nu este evoluat. Pur și simplu. O să vorbesc eu despre cei care merită luați în seamă și cei care merită trimiși acolo la muncă să muncească pentru cei luați în seamă. Și s-a tot dezvoltat bulgă un bulgare de ăsta foarte mare de noroi. Nu se spune zăpadă. Noroiul este negru, zăpada este albă, este mai pură. Da? S-au dezvoltat acelea, acele teorii îngrozitoare astăzi necunoscute pentru că din păcate, în școală. Nu se face o istorie, o minimă istorie, sau măcar, măcar niște elemente, pentru ca generațiile astea care vin să înțeleagă că a vorbi despre rasă, a pune rasa în vârful dezbaterii, înseamnă o nenorocire. Și s-au văzut zeci de milioane, sute de milioane de morți în atâtea războaie. Da? Pornite de la ce? De la unicitatea ăluia care spune: Am dreptul să mă duc peste tine, să te fac praf. Da? Este un. Nu știu cum se un antropolog Robert Knox, care venea și uh, spunea, domnule, este o legătură între trup și inteligență. Este foarte clar că uh, noi ăștia uh, albi, și acum o să încerc scuze, o să-l folosesc astfel de cuvinte, chiar dacă nu sunt în consonanță cu spiritul secolului 21. noi ăștia albi uh, suntem mult mai inteligenți decât ei care nu sunt uh, ca noi, deci avem dreptul să îi colonizăm, avem dreptul să îi punem la munci, avem dreptul să facem orice cu ei. Bun. Apoi a venit Michel Foucault, și vin un pic peste timp, Michel Foucault, care vorbește despre bioputere și de la el mergem la necropolitică. Și Michel Foucault, da, ca să-l înțelegem, ne întoarcem iarăși un pic în timp la perioada nazistă. În perioada nazistă, la mare căutare erau certificatele de bunici. Uite, este un element al istoriei pe care lumea nu-l cunoaște. Adică, o mulțime de oameni care știau că nu sunt germani, mulți lituanieni sau evrei sau mai știu eu ce, își căutau, practic, sau cumpărau uh, dreptul de a fi numit nepot al vreunei bunici care era uh, de o sorginte germană. De ce? Ca să demonstreze că se trage în acea rasă maestră, da, cum o numește, cum o numește Hitler în Mein Kampf, uh, rasa pură ariană. Dacă citiți Mein Kampf, a apărut undeva prin 90-91 carte, a fost și retrasă, eu am apucat să o citesc, cred că mai am pe undeva prin Maldăr ăsta mare, o să vedeți că de unde se inspiră Hitler? Se inspiră din o anumită legislație americană dezavoată evident până la urmă de americani prin 1964 și ne pus în practică foarte multe decenii, dar a existat tentația în sud american de a vorbi despre segregare. Domnule voi în colțul vostru, noi în colțul nostru, dar atenție, noi aici suntem stăpânii. Bun. În mai cam. privește cu admirație segregarea asta și de acolo vin. Acele legi, legea sângelui, o mulțime de legi care puneau apartenența rasială în ideea naziștilor mai presus decât egalitatea socială. Bun. Venim la Michel Foucault, iară sunar peste timp, și el vorbește despre, despre bioputere. Bioputerea, ați văzut-o, are și formule etice, ați văzut în pandemie, când statul te-a obligat să ții seama de sănătatea ta și de sănătatea celorlalți, nu are o nuanță neapărat coercitivă, ci are o nuanță protectivă, atunci când vorbim despre nuanța etică a bioputerii. Bun, cealaltă nuanță, non-etică, nu mai funcționează, din fericire, astăzi, sau cel puțin nu știm de ea și nici nu vrem să, să, să se mai întâmple, dacă în populații așa numite aborigene, sau populații de categoria 3, 4, 5, 7, mai știu eu de care, erau prinse în tot felul de formule de cercetare, riscante, dar exact cum sunt priviți astăzi, scobai, așa erau priviți atunci acei oameni din populații. Vă reamintesc că în Belgia, de exemplu, până în secolul 20 au existat, nu o să zic zoo, că zoo are legătură cu animalul, dar așa cum erau grădini zoologice, existau grădini cu oameni aduși din Africa. Un fel de zoopar sau humanoparc, mai bine spus. Da? De la Michel Foucault s-a dezvoltat a Bembe. Mbembe, da? este un. Un nu știu cum să zic, cred că, filozof, antropolog, psiholog, toate ramurile astea din Camerun, care vorbește despre necropolitică. Ce este necropolitica? Este formula prin care un stat decide ce fel de cetățeni au voie să trăiască și care sunt ei. Este ce face Rusia astăzi cu invazia în Ucraina. Adică spune foarte clar, am pus un certificat de calitate pe ceea ce credem noi că trebuie să fie locuitori vii și pe ceea ce crede noi că trebuie să fie băgați deja în morminte. Necropolitica este astăzi aici, la granița de est, o vedem în fiecare minut la știri, o vedem în fiecare zi, auzim tot felul de nebunii. De ce? Vine statul și spune, tu poți să trăiești, tu nu poți să trăiești. Populația aia poate să trăiască, populația nu poate să trăiască. Aici vorbim nu de, de încrânceneri culturale. Aici vorbim deja despre crime. Noi ne-am obișnuit să le, să le numim crime de război. Ce face Rusia astăzi, apropo de necropolitică, este mai mult decât o crimă de război. Este o exterminare a unei populații și spus toată chestia asta de la cea mai înaltă, tri, înaltă tribună, da? de la Duma de acolo din Parlamentul lor, au spus foarte clar, Ucraina trebuie să dispară de pe hartă. Ați văzut că mai mult decât atât au ocupat estul Ucrainei și au început să naționalizeze locuințele celor uciși, spunând aici trebuie să locuiască ruși, toți cei care au cerut o locuință haideți în regiunea de est a Ucrainei. De ce e important să vorbim despre rasism? Tocmai ca să nu se mai întâmple, pentru că dintr-o anumită jenă care a venit odată cu prosperitatea, cu un fel, de, un fel de jenă a memoriei, hai să nu mai vorbim despre lucrurile alea urâte, să ne amintim tot despre cei frumos, lucrurile astea încep să răsară, încep să aibă muguraș. Unde? Exact în populațiile care au văzut dintr-o dată că sunt incapabile să guste din prosperitatea celorlalți. Ori în momentul în care încep frustrările, argumentele devin mult mai ingurgitabile mult mai solubile în societate. Dintr-o dată o să, vezi, o să vezi, categorii sociale da? întregi care protestează doar pentru că vor să se răcorească. Uite, Gilles Jean, vestele galbene din Franța, de multe ori, sau cel puțin la început, au făcut asta. Ce se întâmplă? Dintr-o dată asistăm la un fenomen nou. Secolul 21, Uniunea Europeană, Rusia era la locul ei. Erau BRICS-ul, da? Brazilia, India, etc., Rusia, etc., da? și o criză conjunturală care n-a ținut foarte mult, undeva 4-5 ani, 2008-2012, pics Portugalia, Italia, Grecia, Spania, așa numiți porci de sud, PIX în engleză, porci. Bun, lumea se părea că s-a stabilizat cât de cât. În momentul în care S-a pus problema unicității unuia și dispariția al, uh, dispariției altuia de pe hartă, în momentul ăla lumea s-a dat peste cap. Da? Invazia Crimeei, urmată de invazia estului Ucrainei, deja sunt cele două repere care vor schimba paradigma globală, nu doar în geopolitică. Vor putea, nici nu cum să, să zic, uh, uh, vor putea exista două căi. Unu, să înțelegem cât de neproductiv, cât de nerentabil este pentru întreaga planetă, satul ăsta global, o astfel de abordare. Ăla poate să dispară, eu pot să trăiesc și lumea întreagă stă, cum zice Ardenianul, cu limba în gură, incapabilă să facă ceva. Dintr-o dată instituțiile și tot ce înseamnă instrumentele acelor instituții globale se prăbușesc în fața unei invazii. De evmediu, da? vreau să cuceresc acel teritoriu, treceți-i pe toți prin sabie, luați-le casele, luați-le nevestele, violați-le ficele, asta face Rusia astăzi, da? sau putem să intrăm într-o altă paradigmă, să se formateze alt tip de instrumente, alte tipuri de instituții care să pună de la început orice stavilă rasismului. Pentru că peste tot este vorba despre rasism. Cineva se crede superior lui Lat. Nu spune din prima. Nu spune din a doua. Dar prin tot ceea ce face, prin toate acțiunile lui, arată că este vorba despre superioritatea unei comunități la da, asupra altei comunități. De ce este necesară discuția despre rasism? Ați văzut că este un fel de tăvălug, aș spune mondial, a liderilor mondiali, în momentul în care l-au auzit pe Orban Victor vorbind despre rasă. Că ești împotriva Uniunii Europene, că ești împotriva NATO. Este o părere, este o opinie. Până la urmă, n-ai decât să rămâi cu acea opinie. Istoria va dovedi cine are dreptate. Ok, asta se poate uh, înțelege chiar dacă te gândești băi, n-ar trebui să acceptăm că totuși când faci parte dintr-o formulă te duci cu formularea. Bun, dar în momentul când ai pus în discuție cuvântul rasă, ai făcut mult mai mult decât politică. Ai dezgropat pur și simplu cu unghiile niște, niște pietre, niște repere pe care noi le-am pus în pământ să nu mai auzim niciodată de ele, să nu le mai repetăm niciodată. Da, Practic, tot așa cum se zice în Ardeal, ai răcuit uh, balega ca să pută. Și putem în toată lumea. De ce? Pentru că de la acea mică frază, uite-te, în televiziunile rusești unde este, unde este uh, celebrat tot discursul, de la uită-te la o mulțime de oameni care deja spun, da băi, dar are dreptate, las că știm noi, uite că vin migranții, vin aia care nu sunt de o religie, culoare, limbă, etc., etc. Ori asta noi nu avem voie să o spunem. De ce? Pentru că au pierit sute de milioane de oameni din cauza unor astfel de idei. Idei preluate la început, cât o gâlmă, cât un furuncul și după aia infectând întregul organism. Și în momentul în care politica globală este infectată, doar războaiele mai vin cu bisturiu și doare al dracu de rău. Vedeți cele două războaie mondiale, vedeți ce se întâmplă acum în Ucraina, vedeți peste tot, acolo unde lumea moare fără nicio vină. Și lumea moare culmea, așa. A venit o bombă, aici a fost vecinul meu, acum este o groapă imensă. Să aveți sănătate!